Pur și simplu? Ok, sigur. Da, da, da. Bună seara, sunt Sabin Dorohoi, regizorul și producătorul filmului Orașul de Foc, documentarul care în această seară va avea premiera aici în Reșița, așa zisa Cetate de Foc, după cum a fost o piesă de teatru, de aici ne s-a inspirat și titlul filmului nostru. Munca la acest proiect a început în urmă cu aproape 3 ani, acum aproape 2 ani și 9 luni, 2 ani și 10 luni, a durat foarte, foarte mult, pentru că după cum spectatorii puțini din această seară, practic e o avanpremieră restrânsă datorită restricțiilor pandemiei, după cum vor vedea, conține multe elemente noi față de celelalte proiecte pe care eu le-am lansat în această zonă și colaboratorii noștri le-am făcut, pentru că pentru prima dată folosim un fel de efecte speciale care redau într-un fel atmosfera de epocă care a diverselor perioade de epocă din istoria Reșiței. Dar ele sunt doar ilustrații artistice, un fel de simple reprezentări metaforice ale acestei perioade lungi de 250 de ani și nici într-un caz nu trebuie să fie confundate cu niște reconstituiri istorice, pentru că ele nu au urmărit să fie precise din punct de vedere istoric. Deci, cu siguranță, probabil o să ni se atragă atenția că anumite lucruri nu sunt exact cum s-au întâmplat, că costume, că eu știu, nu ține arma bine sau așa, dar noi am vrut să ilustrăm practic atmosfera în sine, să le dăm un anumit grafism în această privință și mai mult decât atât, am încercat să o facem cu niște tinerii de la Ator, Banatul de Munte, care ne-au ajutat foarte mult, tineri voluntari, foarte fain și le mulțumim foarte mult, pentru că datorită lor sunt actori foarte tineri, adresându-ne în felul acesta și tinerilor prin aceste ilustrații, acest element nou care l-am adus în producția mea, pentru prima dată folosim așa ceva. Și da, am emoții destul de mari, pentru că nu știu exact cum vor fi percepute aceste elemente de noutate, să zicem așa. Foarte bună, foarte bună întrebare, așa este, da, eu nu... În primul și în primul rând am încercat să facem un asemenea film în acest an comemorativ de 250 de ani pentru Reșița, pentru că încă suntem în anul 2021, cât Reșița împlinește 250 de ani și ne bucurăm că a reușit până la urmă, trecând prin foarte multe greutăți, și financiare, și cu pandemia, și cu restricții, și... În fine, filmul a fost făcut în 3 etape, dar până la urmă a reușit totuși să-l terminăm acum, în acest an simbolic, încercând să transmite cumva în același timp și un... El se încheie într-un fel, într-o notă pozitivă, adică, sigur, am pierdut industria, am pierdut... sunt unele lucruri care nu mai sunt, însă putem să ne uităm la altele, putem să ne uităm la turism, putem să ne uităm la oamenii valoroși care sunt în aceste locuri și, practic, asta am vrut să transmitem. Asta a fost mesajul principal, să spunem așa, al peliculei. Peliculei e mult spus, al documentarului TV, că este un documentar TV, de fapt. Exact, exact, da, mulțumesc foarte mult de întrebare, da, așa este. Premiera națională, acum este o avanpremieră restrânsă, pentru că, da, sala are o capacitate de vreo 400 de locuri, am avut voie să invităm doar vreo 100 și ceva de persoane, pentru că este 30%. Și... În acest context, cumva, cu mult mai puțină lume, a trebuit să facem două asemenea mici evenimente, dar premiera oficială, națională, o să fie pe televiziunea română, pe TVR1, dacă avem voie să spunem acest lucru, cumva, îmi pare rău, dar, na, cumva, ăsta e adevărul, acolo va fi, na. Și sâmbătă, în data de 18 decembrie, atunci o să fie cumva ziua de foc, o să fie cumva pe două televiziuni transmis filmul, atât la televiziune, cât și online, pe platforma YouTube și pe platforma de Facebook, unde va avea subtitrare limba engleză, pentru că ne-am dorit să ne adresăm și potențialilor turiști din străinătate, care poate vor să viziteze Reșița, poate cine știe, viitori investitori care vor să vină la noi, nu știm. Deci,
Sau pur și simplu, n-au oameni curioși să vadă istoria acestor locuri? Oare mi-e sete, dacă nu, mi-am... Atâtea camere de dată! Bine ați venit la documentarul Orașul de Foc. Vă spun sincer, eu nu l-am văzut. Deci va fi premieră totală pentru mine și pentru familia noastră. Doar fratele meu știe despre ce e vorba la final. Da. Ca orice filmare cu Sabine a fost foarte interesant, chiar extraordinar, pentru că atunci când lucrez în familie, altfel se înțeleg lucrurile, vorbim, uneori comunicăm telepatic și ne transmiteam anumite lucruri sau eu îi spuneam și el zicea, exact asta m-am gândit și eu să facem. Și atunci toate lucrurile acestea au venit foarte natural, ca de obicei când lucrăm cu el. Și de data aceasta ce mi s-a părut interesant e faptul că am filmat foarte mult la interior. Pandemia nu ne-a lăsat să facem mai mult și atunci tot ceea ce veți vedea va fi practic transpus de pe un ecran verde în natură sau în spațiu sau cine știe ce a gândit Sabine. De data aceasta n-aș putea spune că am avut momente dificile, în afară de faptul că eu mi-am pierdut pălăria, care e un statement, adică cu ea vreau să transmit un mesaj și atunci, practic, durerea aceasta am înlocuit pălăria mea cu pălăria lui frate meu, care, culmea, aș cumpărase o pălărie identică fără să știe. Da. Da. Mulțumesc și eu și vizionare. Domnul Dan Liuț m-a solicitat să particip la niște filmări cu domnișoara Ancuța și am participat, am dus-o cu căruța, tradițional, cum era la noi, la Bocșa. Frumos! Prima dată când particip, domnul Dan Liuț m-a solicitat, am acceptat, nis vecini acolo, lucrăm. Cum? Știm să mânăm că avem căruță cu cai din străbunici, ținem de tradiție, mai lucrăm pământul. Asta. Genuan Dumitru Sorin, din Bocșa. Așa este, ploaie de evenimente astăzi. După Halaminda, iată, avem bucuria să participăm la un film, sper eu, extraordinar, sper eu reușit în nota filmelor făcute de Sabin Drohoi, legate de istoria industrială a Reșiței de 250 de ani, Orașul de Foc. Sunt foarte curios, ca de altfel cred că toți cei care sunt aici, să vedem ce a reușit să facă Sabin, dar eu sunt foarte încrezător că va fi o realizare foarte bună pentru noi, cei din Banatul de Munte. Deci mai în jur de 8 minute mai durează. Dar bună seara, dragi bănățeni, bună seara Reșița și bine ați venit la premiera, la avantpremiera documentarului Orașul de Foc. Sunt Sabin Drohoi, regizorul și producătorul acestui film. În primul și în primul rând vă mulțumesc că sunteți alături de noi în aceste condiții pandemice și în primul și în primul rând de asemenea vă mulțumesc că ați acceptat aceste condiții cu scanarea acestor coduri care se impun în această perioadă. Aproape 3 ani, 2 ani și 9 luni a durat lucrul la acest film. De-a lungul timpului, încă din primăvara 2019 am început să lucrăm la el.
cumva inspirați, pentru că ulterior am avut tot felul de opreliști și financiare, și pandemia ne-a blocat și Severin. Sponsorii noștri au fost AutoAlex, Colț de Rai, Docnecea și Semenic, Rotary Club Reșița, Premium Spălătorie, Pecasel. Ulterior, premiera oficială națională va fi în data de 18 decembrie, sâmbătă, la Televiziunea Română, la ora 13, pe TVR1, și ulterior, în aceea zi, simultan cu premiera de la TVR1, va fi pe YouTube și pe Facebook, cu subtitrare în limba engleză, pentru că ne adresăm și potențialilor turiști din străinătate, poate chiar investitori din străinătate, care vor să vină la noi și să înțeleagă povestea acestui oraș. Are plăcută. Putem să-i dăm drumul, Alina. Audiovizual. Reșița, Caraș Severin. Așezarea siderurgică de la poalele Semenicului are o istorie tumultoasă. O poveste ce se întinde pe un sfert de mileniu. De la războaiele cu turcii la întemeierea cele mai mari uzine din sud-estul Europei. Și de la Revoluția Pașoptistă la renașterea din prezent. Așa vom descoperi povestea zbuciumată a Reșiței. Orașul de foc. Întemeierea Reșiței este strâns legată de istoria siderurgiei din Banatul Montan. În spațiul Carpato-Dunărean, minereurile de fier, vizibile la suprafață, au fost exploatate încă din antichitate. Bogăția minerală a acestei regiuni este amintită de dramaturgul grec Eschil, care spunea: între muntele Farnax și râul cel mare și de netrecut, se întinde patria mama a fierului. Arealul geografic al Reșiței și împrejurii industrial. Erau probleme cu debitul de apă, cu aprovizionarea, cu lemnul, și atunci curtea de la Vena a găsit de cuvință să trimită inspector specializat să facă prospecțiuni cum să facă din nou profitabilă industria Banatului de Munte, pentru că resurse erau. Ori să schimbe ce era la Bocșa, ori să mute în altă parte. S-a decis să rămână și la Bocșa, dar să facă și în altă parte. Și acei inspectori au găsit trei resurse importante la Reșița. Întâi, cursul de apă permanent și cu cădere, lemn din abundență și cărbune și minereu de fier tot în apropiere și forță de muncă ieftină. Mutarea uzinelor de la Bocșa la Reșița a fost un proiect major al curții vieneze. Un efort financiar și logistic foarte mare pentru vremea respectivă. Există un ordin al Mariei Tereza din 8 august 1768 prin care cere de a se relua în regia statului instalațiile metalurgice de la Bocșa. De ce? Pentru că aceste instalații metalurgice fusese închiriate unor particulari. Dar industrială și întreprinderea care funcționau în ea, un alt element extrem de necesar a fost apa. Ca și forță motrice, la anii respectivi nu exista decât roata hidraulică. Ciocanele de forjă erau acționate prin căderea apei. Și atunci se construiește o succesiune de baraje care generează niște acumulări de apă. Se începe cu Breazova în Aval de Văliug, construit în 1904-1905, se continuă cu Gozna în Amonte de Văliug, după aceea se face barajul Secu și ultimul lac din Salba asta de... Toate lucrurile astea vor asigura sustenabilitatea zonei și acesta este viitorul care în niciun caz nu e mic și negru, ci cred că are nuanțe de roz.
În cei 250 de ani de existență, uzinele reșițene au trecut prin multe, au evoluat, s-au dezvoltat, au cunoscut gloria și decăderea, dar s-au ridicat, s-au întărit, asemenea orașului de foc, asemenea oțelului care iese clocotind din cuptoare și se transformă în țaglă solidă. Poate nu întâmplător, la mijlocul secolului 20, aflat într-o vizită la Reșița, celebrul autor al romanelor Cireșarii, Constantin Ghiriță, spunea: la vremea aceea, numai Reșița se putea mândri în țara noastră cu o veritabilă tradiție muncitorească. Meseria de oțelar se moștenește din tată în fiu și se prelua și se practica și iar se împărtășea împreună cu ritualuri și obiceiuri aproape sacre. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Caraș-Severin, Consiliul Local și Primăria Municipiului Reșița. A fost un moment în care nu m-am mai putut opri din plâns, pentru că este extrem de motivant, de emoționant și, din punctul meu de vedere, material didactic de aur. Elevii noștri, copiii noștri, trebuie să-l știe, să știe unde, de unde ne avem rădăcinile. Bravo, Sabin! Uite, așa putem să știm de unde venim ca să dezvoltăm mai departe Reșița. Minunat! Cum la cald despre acest... Interesant. Părerea mea e că e un film interesant și multe, multe probleme reale din istoria Reșiței. Și e bine că s-a făcut. Mulțumim frumos! Părerea acum la cald despre acest film? Da, este o idee extraordinară și am fost foarte fericit să vedem acest film impresionant pentru acest oraș care... Oricum, acum sper să fie la un nivel ca cel arătat în film. Vă mulțumim frumos!